Noroc, iepuraș de soare! Eu am o comoară pentru voi, cel mai dulce și nectar din cel mai copt fruct, o lingură de miere cum n-ați mai gustat. Eu înțeleg că suntem în prag de alegeri, asta e tare important, bezuslovna. Eu stau și îi fac semn de la o parte, el nu stați insistent, deschide fereastră, ce doriți dumneavoastră? Părinte, noi din partea lui Constantin Țuțu vrem să curățăm zăpada în ograda bisericii. Prima dată mi s-a întâmplat așa ceva. Doar că eu azi vreau să vă vorbesc despre justiție. Ori justiția în Republica Moldova, și aici sper să fiți de acord cu mine, este în cur și acest cur arde. Cine își mai amintește de doamna Mariana Pitic? A? Nimeni? Asta e faimoasa judecătoare care în declarația de avere a uitat să ne spună care mașină. Dar când și-o amintit și-o declarat-o și ne-a spus cât costă, apoi ne-a lăsat pe toți cu gura căscată. Controversata judecătoare Mariana Pitic conduce un Porsche Cayenne care ar costa doar 11.000 de lei și ar fi în stare avariată. Cel puțin asta reiese din declarația ei de avere pentru anul 2014, care a fost plasată pe site-ul Comisiei Naționale de Integritate. Și 500 de euro? Pentru un Porsche Cayenne. Și voi, unii din voi, mulți din voi, încă vă mai plângeți că în Moldova e greu de trăit. Lodari mincinoși, să vă fie rușine. Actualmente, doamna Pitic este judecătoarea la Curtea Supremă de Justiție, președinta Consiliului de Administrare al Institutului Național al Justiției, deci șefa Consiliului de Administrare, unde învață atât viitorii, cât și actualii judecători și procurori. Normal? Putem să asemănăm pe doamna Pitic cu o poartă, un portal al înțelepciunii pe unde străbat noi talente în domeniul jurisprudenței din Moldova. Hei, Andrei, dar de ce ai pomenit de doamna Mariana Pitic acum? Pentru că recent un prieten al emisiunii Lumina mi-a trimis o hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii prin care se admite demersul directorului Institutului Național al Justiției Diana Scobiloală referitor la delegarea judecătorului Curții Supreme, Mariana Pitic, pentru participarea la cea de-a patra conferință internațională pentru un echilibru mondial, ce va avea loc în perioada 25 ianuarie-2 februarie 2019 în Havana, Cuba. Deci, șeful mai mic a Marianei Pitic, doamna Diana Scobioală, a întrebat șeful mai mare, domnul Micu, dacă spate. Și domnul Micu a zis, se autorizează. Și acum voi iar vă uitați cu nedumerire. Hei, Andrei, dar ce este rău în asta? Exact. Mariana Pitic la conferința internațională pentru echilibru mondial? Dar cine altcineva dacă nu ia un judecător cu un Porsche Cayenne de 11.000 de lei să cunoască ce înseamnă echilibru mondial? E ca pui pe un cântar 11.000 de lei și Porsche Cayenne. Echilibru, iopte! Eu băjuți, dacă mâine pleci la piața auto cu 500 de euro în mână ca să-ți cumperi un moped sau un Opel Vectra ușit din 2001, n-a să găsești. Pentru că în categoria asta de preț, în Moldova se vând doar Porsche Cayenne-uri. Ia tu ce! Așadar, revenim. Ce este rău în faptul că un judecător cu reputație îndoielnic pleacă pe 9 zile în Cuba, unde e cald, frumos și curge romul peste cuburi de gheață în pahare. Hai în primul rând să fim curioși și să aflăm și pula înseamnă conferința asta internațională pentru un echilibru mondial. Asta e adunare de oameni care produc cântare? Sau poate asta e o conferință de oameni echilibrați care țintă sub control? Eu personal prima dată aud despre asemenea forum. Dar după cum scrie pe site-ul evenimentului, conferința internațională pentru un echilibru mondial este un forum internațional al gândirii pluraliste care vine să planteze idei pentru o lume mai bună, mai justă, mai pașnică. Dar ce fel de oameni sunt așteptați la asemenea forum? Sunt așteptați intelectuali progresiști, educatori, artiști, scriitori, jurnaliști, luptători sociali, lideri de uniuni? Cine, dacă nu Mariana Pitic, judecător din Republica Moldova cu Porsche Cayenne de 11.000 de lei? Cine, dacă nu ea, să se regăsească în aceste categorii și să reprezinte Moldova la acest forum? Nu și gata, am rezolvat misterul, totul e bine, totul e frumos, iertați-mă de deranj. A? Ce ați spus? În hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii, doamna Pitic este lăsată să plece în perioada 25-2 februarie? Mai ales că demersul prin care se cere învoirea menționează și de invitație? Da, cineva apropo încă și-o invitat-o. Mă-i să radu-ți priclășaim vas. Dar pe site-ul evenimentului scrie că această conferință durează doar 4 zile? De pe 28 până pe 31 ianuarie? Și care-i problema? Poate dumneavoastră a plecat o leacă mai devreme ca să aclimatizeze. Fus, orar, vse de la. Și?
să mă uit și data e născută doamna Pitic. Hai mai serios, voi sunteți așa de iscodituri, vreți chiar să ne agățăm de fiecare detaliu? Ok, hai să ne uităm. Data nașterii, 29 ianuarie 1973. 29 ianuarie. Ziua ei de naștere e taman în mijloc de conferință. Blin! Voi și insinuați că judecătoarea Mariana Pitic, sub pretextul unei conferințe filozofice și ideologice, care vine să găsească soluții pentru problemele contemporane ale umanității, și-ar fi organizat o vacanță în Cuba taman de ziua ei? Pe Facebook nu e de găsit nici ea, nici soțul dumneai. Domnului Victor Micu i-am scris mesaj în privat, aștept răspuns. Poate mă ajută colegii din presa tradițională, poate voi aveți o cale de acces la această stimată doamnă, intelectual, generatoare de idei salvatoare pentru întreaga noastră omenire. Eu, Licina, refuz să cred că dumneai ar fi mers la asemenea scheme pentru a-și permite o vacanță în Cuba. Om cu salariu de 100 și ceva de mii de lei pe an, de 10-11 mii de lei pe lună, cheltuiam 1000 de euro pe bilete, încă nu știu cât sute de euro pe cazare, mâncare, odihnă în Cuba. Nu cred, nu puteie, nu e că pe dânsa se vede. Pe dumnealui se vede că... Dar voi, prieteni, cum credeți? Chiar dacă e adevărat că doamna Pitic ar fi mințit, nu? Oare nu suntem noi oameni să o iertăm, să o înțelegem, să o acceptăm pe această doamnă luptătoare pentru dreptate socială? Am uitat noi oare ce înseamnă aceste noțiuni de bază pe care încă părinții noștri ne le-au implantat ca bun simț, respect, Porsche Cayenne. Pe final vă rog un singur lucru, haideți să distribuim acest video, să afle cât mai multă lume ce înseamnă să fii luptător și să vrei să schimbi lumea asta începând cu tine însuți. Trăiască dreptatea! Trăiască dreptatea în buzunarul fiecărui om care și-o permite. Numai bine, pupicei!